Facem fondant din bezele. Avem bezelele noastre gumoase, vedeți? Gumoase și moi. Și parfumate. Au un parfum și eu îl folosesc în loc de fondantul din zahăr, care se întinde mult mai ușor și este și foarte bun la gust. Se poate mânca cel din zahăr, puțină lume mănâncă. Așa. Și am să pun 3 bezele cu o lingură de apă, o lingură jumătate, depinde cât de mare este. Așa. Și după aceea o să avem nevoie de zahăr pudră. Și punem aceste 3 bezele într-un vas. Și aici avem apă. Și o să punem o lingură de apă, vedeți? Așa. Dăm deoparte și punem pe foc. Punem zahărul nostru să-l trecem prin sită. Așa. Ca să nu fie granulos. Aceste bezele le puteți pune cu o lingură de apă și în microunde și le topiți acolo. În câteva secunde durează. Vedeți, încep să se topească bezelele noastre. Așa. Pe baie de abur. Așa, după ce s-a topit, luăm. Aici avem apa fierbinte și punem așa aici. Acum adăugăm zahăr pudră. O să luăm de aici, de pe farfurie, și adăugăm puțin câte puțin și apoi îl transferăm aici pe fond, fondantul. Și amestecăm așa bine. Vedeți, are o culoare frumoasă roz. Ca să nu mai adăugați alt colorant, le faceți să vă cumpărați bezele gata colorate, verzi, albastre, galbene. Și nu mai puneți colorant. Așa. Ca să mai dau puțin. Și apoi punem pe fond. Așa. Și acum îl iau de aici și îl pun pe fundul nostru peste zahăr. Deasupra și începem. Vedeți? Și îl frământăm așa cu zahăr. Vedeți cum arată? Este moale-moale, trebuie să adăugăm până o să fie consistența unei plastiline, să nu se lipească de degete. Așa. Așa. Și fondantul este aproape gata. Deci, cum am spus, doriți să faceți pentru un tort, să-l îmbrăcați, puneți mult mai multe bezele. Ia uitați cum arată fondantul, vedeți? Cam așa. Și când îl întindeți, vă ajutați cu amidon. Se întinde foarte bine. Sau cu puțin zahăr pudră. Așa. Și se ține în folie de plastic. În folie alimentară. Este foarte bine când faceți tortul sau prăjituri îmbrăcate în fondant, preparați atunci pe moment și faceți. Ia uitați, cam așa arată. Vă doresc tuturor multă sănătate, numai bine. La revedere, pupici, multă sănătate. Pupici, o zi frumoasă, pupici.